capul. Simona Carniciu, în calitate de medic, ce se vede cu diversi oameni cu diverse probleme, a venit să vorbim despre cum putem regla durerile de cap, celebrele migrene, și din bucătărie, nu numai din pastile. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Dar ce, are vreo legătură durerea de cap cu ce se întâmplă în stomac? Da! Da! Da? Știi că eu tot insist, tot ce mâncăm are legătură cu tot ce simțim, tot ce manifestăm. E de la nervi. Poate fi și de la nervi, dar poate fi de la ceva sau simplu. De la deshidratare, am auzit. Deshidratarea poate fi o cauză. Alergiile poate fi altă cauză. Doare capul de la alergie? Da. Okay. Dormi mai mult, dormi prea mult, prea puțin. Da. Te stresezi și, scuze, dar ziua de azi stresul este, de fapt, managementul stresului, pentru că stresul noi îl percepem. Mm-hmm. Și de cele mai multe ori am putea să manageriem foarte bine lucrul ăsta, dar nu prea învățăm să o facem. Și fiind foarte multe de făcut în ziua de azi, stres. Bun, dar am adus lucruri de prin casă, de prin frigider, să vedem ce merge și ce nu merge la durerile de cap. Vreau să fac așa o paranteză mai, sau să punem ceva special asupra cafelei, pentru că în mod normal cafeaua n-ar trebui să fie foarte bună. Dar s-a demonstrat în studii că în momentul în care o luăm împreună cu medicația de care spuneai tu mai devreme, atunci ajută. Deci asta este granița. Dacă vrem să luăm pastile totuși, le luăm cu cafea. Dă un boost pastilei. Cam așa ceva. Da, păi e și logic de ce. Că stârnește metabolismul. Cafea hotărâtă, nu... Hotărâtă, da. Am înțeles. Apă! Bea apă că strece cap. Cât mai multă. Da? Apă. Ce am crezut că mă mintă. Fructe, dar până aici. Bananele și avocado, roșiile, produsele lactate și brânza tare, carnea maturată, vinetele. De ce ați zis până aici? Că am înțeles că de la banană îți mai trece cap. Nu, de la avocado. Știi de ce? Pentru că ele au în conținutul lor, știi că eu vorbesc tot timpul de fitonutrienți, au un aminoacid care nu face decât să întețească durerea de cap. Avocado? Da. Bine. Și banana? Și banana. Că uneori și roșiile și brânza, adică brânză cu roșii, nu te atinge de ele când te doare capul, nu mănânci brânză cu roșii. În niciun caz. Ai de capul meu. Păi mi-a zis dar, ceva ce... în schimb, poți să mănânci un pește cu acizi grași și un pește sănătoși, gras? Un pește gras, 12 migdale. Numărat. 12 migdale, da? După ce v-ați luat? Numărat. După doza pe care o migdală ar trebui să o conțină de un anumit fitonutrient care te ajută să scapi de durerea de cap. Și dacă mănânc 84? 84? Da. Te îngrași. Îngrașă migdalele? Păi, au și ele uleiuri, nu? Mi-a nu vin așa goale, nu sunt... Da, de-aia zice câte un pumn la astea la... Exact. Și la nucă tot un pumn. 12 migdale am putea să bem cu cafea și atunci avem doza de, hai să spunem, medicament. Okay. Care ne lasă, care ne ajută care ne mai să reglează. Lasă durerea de cap și cu cafea împreună fac treabă bună. Mm-hmm. Asta că, dacă nu vrem să luăm pastile. Okay. Și neapărat trebuie să mâncăm cât se poate de multe legume, în afară de cele de care îți spuneam mai devreme, pentru că odată ce mâncăm mai multe legume, nu mai mâncăm la fel de multe zaharuri simple. Mm-hmm. Zaharuri simple care au demonstrat clar că au efect asupra intensității migrenelor. Și trebuie să mai fim atenți la ceva, să nu exagerăm, să nu facem hipoglicemii. Pentru că în momentul în care scade prea tare glicemia, atunci iar devine un risc să se întețească durerea de cap. Haideți să vă întreb ceva. Ați lucrat și în afară, am înțeles, nu? Ați lucrat și în... Nu. Nu? Nu. Nu. Dar, o să lucrați. Veniți să vă întreb ceva. Că în nu... afara ce? În afara țării. Țării. E cum se zice că dacă faci dragoste, strece capul? Da. E... Dar vrei să spun ceva? Mm. Depinde cum te poziționezi. Haideți că... Lăsați că să-mi dați o rețetă la asta. Scrie chiar. Deci nu e un mit. Nu e un mit și apropo de migrene, trebuie să fii foarte atent cum te miști. Deci ceea ce spuneai tu chiar are de spus ceva. Ok. Dar trebuie să fim atenți. Da, știți bancul cu femeia preistorică? Nu, dar vreau să-l aflu. Femeia preistorică refuză să facă dragoste cu bărbatul preistoric. Și el se supără și dă o bâtă în cap.
Și a zice, na, acum chiar mă doare capul. De data asta chiar mă doare capul, nu? Mulțumim tare mult, tragem fiecare concluziile sau mai citim, că aici dăm doar așa informații.